Platonov, de Anton Pavlovich Cehov. Adaptare radiofonică de Anda Boldur. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului Național din Craiova. Ce te-ai oprit, Ana Petrovna? Aici erai, doctore Trilețchi. Da. Nu vezi, e complet dezacordat. Hai să ieșim puțin pe terasă, să auzim ce mai povestește Porfir Semionovici. Face teorica de obicei. În concluzie, Porfir Semionovici, În concluzie, pe vremea noastră știam să trăim pentru un ideal. Iar idealul cel mai de preț era femeia. Femeia ideală, bineînțeles. Ce-o fi cu Platonov că nu mai vine? Cam nepoliticos din partea lui, nu găsiți? Da, fiindcă a venit vorba, ce fel de om este acest Platonov? Îl găsiți, într-adevăr, atât de interesant? După părerea mea, Platonov este eroul unui roman contemporan. Da. Din păcate, nescris încă. Trebuie să vă mărturisesc, eu țin foarte mult la Platonov, nu numai pentru că mi-este cumnat, nu, dar omul ăsta are o inimă de aur. Nu înțeleg de ce se lasă atât așteptat. De mult trebuia să fie aici. Serghei, ești sigur că i-ai trimis vorba să vină? Absolut sigur, mamă. Bine, Ana Petrovna, cum îi permit acestui găligan să-ți spună mamă? Și de ce nu? Dar e fiul fostului meu soț. Deci, într-un fel, și fiul meu. Vorbeam de lup și lupul la ușă. E chiar Platonov cu saș. Platonov! În sfârșit! Ce mai faci, Sașa? Da, mă bucur că te văd. Bine ați venit, femeie, la gurile noastre, Ana Petrovna. Și dumneata, Serghei. Bine v-am găsit. Da, să intrăm în salon. Mulțumim, vă rog, luați loc. Ia loc, Sașa. Mulțumesc. Ei, hai, povestiți. Ce mai e pe la voi? Nu mai duceți? Sănătoși voi, nici? Slavă Domnule! Ne-ați lipsit mult, Ana Petrovna. Iarna asta a durat o veșnicie. Vezi, Ana Petrovna, eu ce-ți spuneam? Doamne, am impresia că n-am mai fost pe aici de 100 de ani. Și ce ai făcut în tot acest răstimp, Platonov? Am hibernat, am dormit, am mâncat, am citit romane cu voce tare nevestimii, am mai și băut. Asta mai ales. Cum? Ai început să bei? cu măsură, Ana Petrovna. Ce vreți dacă mă plictisesc? Nu, fiindcă nu am ce face, dar îndată ce îi sprăvesc cu școala, mă cuprinde urâtul, splinul, cum îi zic poeții, și beau ca să uit. Nu-mi place ce se petrece cu dumneata. Trebuie să luăm măsuri. Are și splinul antidotul lui. Nu-i așa, doctor Trilețchi? Da, fără îndoială. Dar ceea ce nu înțeleg este că te poți plânge de urât când ai alături de tine un înger cum e Sașa. Surioară, dragă, unde ești? Tu cum adunezi? Drept să-ți spun, dragul meu, nici eu nu prea te înțeleg. Dumneata, Serghei, ai într-adevăr dreptul să nu mă înțelegi. De ce? Deoarece, după câte știm, ești proaspăt însurat. Felicitările mele. Mulțumesc, drag. Sunteți, cum s-ar spune, soacra Ana Petrovna. La ce să-i faci? Am ajuns și aici. În orice caz, a fost o surpriză pentru noi toți. Nici eu nu mă așteptam să săvârșesc cu asemenea erezie. Lucrurile s-au petrecut cum nu se poate mai simplu. Ne-am cunoscut, ne-am plăcut, ne-am luat. Ți-ai luat beleaua pe cap, Serghei. Ascultă-mă pe mine. Eu unul sunt fericit. Sofia este o soție ideală, model. Da. Ți-ai găsit cumva și o slujbă? Da, mi se propune un post într-un gimnaziu, însă nu știu dacă să primesc. Ar fi momentul. Sunt, dacă nu mă înșel, 3 ani de când ai absolvit, nu? Da, de foame nu mor. O atracție specială pentru pedagogie nu am, așa că de ce să mă grăbesc? Am tot timpul la dispoziție. Domnilor, timpul trece foarte repede. Da. Iar acela care lasă să treacă 3 ani, lasă să treacă și 10 și chiar și 20. Eu v-aș fi recunoscătoare dacă l-ați convinge să se hotărască odată. Personal, am epuizat toate argumentele. Oh, serios, Serghei, ar fi momentul să renunț la acest dolce farniente. Da. Mai ales că situația noastră financiară este mai mult decât critică. Soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, ne-a lăsat, cum bine știți, cu toată moșia ipotecată. Și suntem cu toții la discreția creditorilor noștri. Dar Ana Petrovna, vă rog, am fost prietenul răposatului general. Sunt admiratorul dumneavoastră devotat și dezinteresat. Atâta vreme cât există, nu aveți de ce vă teme. Nimeni nu se va atinge nici de un fir de iarbă de pe pământul dumneavoastră. Îți mulțumesc, Porfir Semionovici.
Îți mulțumesc foarte. Ce inimă bună are. Este un iuș bătrân, vrea să ia de nevastă. Ceea ce nu înseamnă că Serghei nu trebuie să-și asume și el anumite obligații, cu atât mai mult cu cât acum este cap de familie. Evident, evident. Dar apropo de familie, nu v-am prezentat-o încă pe Sofia. Mă duc să o caut. Știi, Serghei, eu pe soția dumitale o cunosc. Ne-am cunoscut la Moscova. Serios? Dar când asta? Acum 5 ani, pe vremea studenției. Sunt curios să văd dacă are să mă recunoască. Doar nu-ți închipui că te-ai schimbat atât de mult de atunci. Știu și eu. Uneori am impresia că da. Sofia! Sofia! Unde ești, dragă? Sofia! Aici, vin îndată. Am chemat-o, vine. Îi plac atât de mult florile încât ar fi în stare să stea toată ziua în grădină. Hai, Sofie, hai, draga mea, hai, ești acceptată, hai. Pentru dumneata le-am cules, Ana Petrovna. Ce parfum dulce și fin. Ador liliacul. Uf, am obosit. Și arde soarele ca focul. Cum? Dumneata aici? Nu știai că Platonov e vecinul nostru? Ba da, aflasem că locuiește prin împrejurimi, dar nu credeam că... M-am schimbat mult. Nu-i așa, Sofia Igorovna? Da, te-ai schimbat. Dar în bine, cum să spun, ești mai... Atunci erai un băiețandru. Pe Sasha, o cunoști? Soția mea. Sasha? A, da, îmi pare bine. Deci, te-ai căsătorit? Ca și dumneavoastră. E sigur, câte nu se pot întâmpla în 5 ani. Au și un băiețel? Oh, da, care seamănă leit cu Mișa. Sașenca, Sașenca. Da, bine, da. Și altceva? Vreau să spun ce faci. Cu ce te mai ocupi acum? Destinul mi-a jucat o festă pe care niciun caz n-aș fi putut-o prevedea pe vremea când dumneata vedea în mine un al doilea Byron. Sunt învățător de țară, Sofia Igorovna. Dumneata? Da, eu. Știu, pare ciudat, dar... Universitatea, sper că ai terminat-o. Nu, m-am lăsat de universitate. Dar de ce? De ce? Nu știu, așa pur și simplu. Într-o bună zi mi s-a făcut lehamite și m-am plecat. Păcat. Pe urmă am venit aici și m-am împotmolit. Sunt ca un bolovan în albia unui râu și viața curge pe lângă mine. Îmi pare rău. N-aș fi vrut să te aud vorbind astfel. Sofia Igorovna, aș vrea să te întreb ceva. Atunci, în ziua aceea când urma să ne vedem, de ce nu ai venit la întâlnire? De ce n-am venit? Bine, dar ți-am scris. Mi-ai scris? Eu n-am primit nimic. Cum? Doamne Dumnezeule, dar atunci înseamnă că... Sigur, sigur, Porfir Semenovici, ai perfectă dreptate. Da, ce-ar fi să trecem o sufragerie, nu? A, bună idee! Ai poftim, Sasha! Hai de mereu, să nu știu că ți-ai foame, nu? Sofie! Platonov, haideți și voi! Da, Ana Petrovna, îndată. Deci asta a fost, Mișa. Ai crezut că n-am venit la întâlnire ca să te umilesc. Eu am fost convinsă că ai primit scrisoarea în care ți explicam de ce nu pot veni și când mi-ai răspuns din indiferență. Ce neînțelegere stupidă. Soarta ne joacă uneori asemenea farse care... care ne schimbă întregul curs al vieții. Dacă nu se rătăcea scrisoarea dumitale, cine știe? În sfârșit, bine cel puțin că am putut avea această explicație. Altfel... Mișa, dacă ai ști, îmi pare atât de bine că ești aici. Cum să-ți explic? Simt un fel de împăcare la gândul că ne-am regăsit. Că dincolo de tot ce ne desparte, putem fi din nou prieteni. Ce-i cu voi? Vă așteptăm să începem masa. Tot nu ați mai isprăvit cu amintirile? Cu amintirile nu isprăvești niciodată. Ce mai faci, dragă Platonov? Ce mai spui? Sunt bucuros că v-ați întors, Ana Petrovna. Că ne-am întors cu toții? Cu toții. Și în primul rând dumneavoastră. Pentru mine abia acum s-a sfârșit cu adevărat iarna. A fost atât de lungă și
de cenușie. Iată, ați venit și totul s-a însuflețit. A căpătat strălucire. Sunt alt om. Nici nu bănuiți ce înseamnă pentru mine prezența dumneavoastră, Ana Petrovna. Exagerez, Platonov. Exagerez. Putem sta de vorbă fără martori. Vrei să-mi acorzi un mic tet-a-tet? Cu plăcere, Porfir Simeonovici. Da, să ieșim pe terasă, aici e prea cald. Într-adevăr, e cald. În schimb, ce animație, ce antrenă. Mie îmi pare bine când se distrează mozafirii mei. Ești o gazdă perfectă. Da, o femeie plină de calități. Ești prea amabil. Nu. Te apreciez fiindcă te cunosc. Spune-mi, ai primit scrisoarea mea? Da, Porfir Simeonovici. Am primit-o și am citit-o cu multă atenție. Te rog să mă crezi că am chipzuit îndelung la răspunsul pe care să ți-l dau. Îmi pare rău. Nu pot accepta propunerea dumitale. Sunt adânc mișcată de simțămintele pe care le nutrești pentru mine. Și mie mi-ești foarte simpatic, însă de căsătorie nu poate fi vorba între noi. Păcat. Ar fi fost o rezolvare înțeleaptă pentru amândoi. Eu aș avea o nevastă tânără, frumoasă, deșteaptă. Iar dumneata, ai scăpat de singurătate, de grijile financiare care te apasă. Ți-ai păstrat și moșia. Da, știu. Ai dreptate. E poate o prostie pe care o fac, dar nu vreau să mă mai căsătoresc. Am învățat cu singurătate. Cu asta nu se învață omul niciodată. Ce să-i faci? Pe semne că așa mi-a fost scris. Îți mărturisesc însă că nu mă așteptam. Mă obișnuisem cu gândul că, în sfârșit, ce rost mai are. Dar îmi pare rău. Foarte rău. Și mie, Porfir Simeonovici. Și mie. Eu să-mi dai voie să mă retrag. E târziu și sunt obosit. Rămâi cu bine, Ana Petrovna. Noapte bună. Noapte bună, Porfir Simeonovici. Serghei, nu mai dansez. Ești foarte schimbată, Sofie, și nu înțeleg de ce. Ți se pare, dragul meu, ți se pare. Totuși, ceva s-a întâmplat. Ce? Nimic, ce se putea întâmpla? Atunci, de ce ești atât de nervoasă? De ce ești rece cu mine? Nu știu. Sofie, tu mi-ai spus ceva. Ai secrete față de soțul tău? Nu am secrete și nu îți ascund nimic. Acum mă plictisești cu întrebările tale. Sofie, ce înseamnă tonul ăsta? Înseamnă că nu mai suport să stau aici. M-am săturat. Suntem veniți abia de o lună, Sofie. Știu. Însă, pe semne că nu-mi priește viața la țară. Știi? Pe drept să spun, am început să mă satur de toate seratele astea pe care le organizează Ana Petrovna. Bine, dar mama face asta pentru noi, ca să ne distreze. Se poate. Serghei, am să te rog ceva. Hai să plecăm de aici. Te rog, să plecăm cât mai departe, în străinătate. Nu spune nimic. Sigur, Sofie. Dacă vrei tu, însă cu ce bani? Nu importă. Vreau să spun că n-avem bani, Sofie. Nu-i nimic, faci tu rost. Bine, am să încerc. Am să mă împrumut. Fi nevoie de o sumă mai mare. Oricum, de vreme ce e vorba de străinătate, cred că tot Parisul. Bineînțeles, dar îmi făgăduiești că plecăm mâine? Da, dacă vrei tu, fie și mâine.
Vino să-i spunem lui mama. Nu, du-te singur. Eu mai rămân să fac câțiva pași prin grădină. E atât de plăcut. Dumneata ești Platonov. Da. Ce faci? De ce ești singur? Știu și eu. Vrei să ne plimbăm puțin? Sigur, Sofia. Ce noapte frumoasă. Și ce lună. Ca o lanternă venețiană. Sofia, aș vrea să te întreb ceva. În ultima vreme ai început să mă ocolești. E adevărat, nu? E adevărat. De ce? Din ce motiv? Fiindcă tot plec mâine, am să-ți spun. Pleci? Unde pleci? Plec cu soțul meu în străinătate. În Franța, probabil. Acum am hotărât. Mai bine zis, eu i-am cerut. De ce? Vrei să știi? Nu mi-e ușor. Dar trebuie să am curajul să-ți spun și de ce plec și de ce te-am ocolit în ultimele zile. Mi-e frică de dumneata. Sofia. Ai înțeles ce înseamnă asta? Înseamnă că am început să mă gândesc la dumneata. Că simt nevoia să te văd, să stăm de vorbă mult mai mult decât o îngăduie simpla prietenie. Nu știu cum am ajuns aici, dar nu mai am o clipă de liniște. Nici nu știi cât de mult mă zbucium. Și eu mă zbucium, Sofia Igorovna. Și eu trăiesc în așteptarea clipelor în care am să te pot vedea. Iar adevărul e că nici nu știu dacă întâlnirile cu dumneata îmi fac plăcere fiindcă îmi evocă trecutul sau dacă îmi place să evoc acest trecut tocmai fiindcă e legat de dumneata. Oricum ar fi, nu găsesc nimic rău în asta și nu înțeleg de ce trebuie să fugi de mine. Bine, dar eu sunt măritată. Dumneata, ești însurat. Avem fiecare viața noastră. Nu vorbi de căsnicia dumneitare. De ce? Fiindcă mă revoltă ideea că dumneata, o femeie inteligentă, evoluată, ai putut să te căsătorești cu acest Serghei. Eu nu-mi minunat și te-aș ruga să... Nici dumneata nu crezi în ceea ce spui. Explică-mi și mie, ce-ai găsit la trântorul ăsta? La acest fecior de bani gata, care nici măcar n-are bani. Taci! Nu vorbi despre asta. Iartă-mă. În definitiv, ți-e soț și e firesc să-l aperi. Însă eu sufăr pentru dumneata. Te-am iubit și aș fi vrut să te știu fericit. M-ai iubit? E adevărat? Ești sigur? Da. Și te iubesc încă. Mișa, nu-ți cer decât un singur lucru. Să nu pleci. Poate că totuși ar fi mai bine. Acum nu se mai poate. Sofia! 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 La cu cine ești? Cu Platonov. Gata, Sofia, am obținut bani, am dat dispoziții. Închipuiesc că mama nu mi-a făcut nicio obiecție, draga mea. Știi, Serghei, între timp m-am gândit și am ajuns la concluzia că e mai bine să nu mai plecăm. Cum? Ei, poftim. Asta le întrece pe toate. De ce? E atât de bine aici. Și atât de obositor să călătorești bagaje, trenuri. Draga mea, dar parcă ziceai că... Serios? Mai gândește-te, mai cere și părerea altora. Platonov, explică și dumneata că e păcat să nu plecăm acum. Mi-e greu, Serghei. Eu nu cunosc Parisul. Da, mama va spune că suntem neserioși, iar ceilalți vor râde de noi. Unde mai pui că m-am împrumutat degeaba? Nu mai plec, Serghei. Bine, bine, Sofie. Doar nu o să te duc la Paris cu Deasila. Da, vino să contramandăm plecarea. Inconsecvența femeilor, domnilor. Iată-mi și cumnățelul. Ce faci, Mișa, aici? Hambetizezi? A fi sau a nu fi? Aceasta-i disperarea. Gazdele noastre sunt de-a dreptul inconștiente. După ce că trăiesc din datorii, că stau cu sabie lui Damocles deasupra capului, le mai arde de soareuri.
Sigur, s-au învățat cu petrecerile capitale. Între noi fie vorba de Serghei, nu mă mire, pentru că e o hahaler. Dar nepăsarea Anei Petrovna mă umple de uimire și de admirație, de zău. Eu n-aș putea să fiu atât de cal. Dacă însă e adevărat ce se șoptește că Porfir Semionovici are de gând să ceară mână, atunci se schimbă lucrurile. Înseamnă că e salvat. Dar cu tine ce-i? De ce nu spui nimic? Nu știu, Cole. Sunt obosit, sunt plictisit. Toată seara am vorbit, am făcut teorii, speculații. Dacă te-aș întreba care este scopul vieții noastre, ai ști să-mi răspunzi? Lasă, Mișa, nu te mai frământa atâta, tot nu o să găsim noi răspuns. Dacă există vreo... Cum să-ți explic? Undeva într-un ungher al sufletului meu există latent părerea de rău pentru tot ce aș fi putut realiza în viață. Pentru toate acele lucruri bune și utile pe care nu le voi mai putea face probabil niciodată. Asta se cheamă pe semne avea sentimentul ratării. Tu un ratat? De unde și până unde? Aș fi putut să fiu un bun chimist, un mare neurolog, un scriitor de talent. Și când colo destinul stupid și grotesc a făcut din mine un mic învățător de țară. N-ai dreptate, Mișa. Un individ, fie el cât de mărunt în ierarhia socială, poate evita ratarea dacă se realizează ca om. Da, da, sigur. Dar poate că e și o chestiune de temperament. Tu te adaptezi mai ușor. Tu ești... Da, 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 știu, un egoist, un epicurian, un hedonist, un sibarit. Pe scurt, un monstru care trăiește numai pentru el. Știu dinainte tot ce ai să-mi spui. Dar cum nici ție și nici mine nu este în putere să ne schimbăm firea, la ce bun să mai filozofăm și încă pe o noapte ca asta? Spune-mi, te rog, ce se petrece azi cu Ana Petrovna? Râde într-un fel ciudat, parcă ar fi îndrăgostită. De cine ar putea să fie îndrăgostită aici? Nu te lua după râsul ei. Face parte din acele femei puține la număr, care râd ca să nu plângă. Îi se citește asta în ochi. Și cred că dacă ar avea curajul, de mult și-ar fi tras un glonț de întâmplare. Eroare, domnul meu. Femeile se feresc de armele de foc. O treabă rămâne în mijlocul lor preferat de a se grăbi spre lumea cealaltă. Ți-o spun asta din experiență, din profesională, bineînțeles. Cred că ai dreptate. Ele când trag asupra altuia. Ce-ar fi dacă merge să bem ceva? La ora asta un pahar de vodka e tot ce poate fi mai sănătos. Se recomandă, chiar îți pot prescrie o rețetă. Nu, mulțumesc. Rezervă-ți rețetele astea pentru alți pacienți. Da. Eu în asta seară mă tratez homeopatic. Adică în doze infinitesimale. Ce să se creadă? Ana Petrovna. De ce ai plecat din salon? Simțeam nevoia de puțină liniște, Ana Petrovna. Și apoi e atât de frumoasă noaptea. Da. Și ce aproape sunt stelele. Uite-le cum clipesc. Da. Parcă a foșnit ceva. Auzi? Privighetoare. E ora la care începe să cânte. De ce tași, Platonov? Spune și dumneata ceva. Ce să spun? Știu eu. Când vrei, poți fi atât de drăguț, de fermecător, cu tot aerul dumitale țeapăn, care te prinde de altfel destul de bine. Am impresia că astă seară țin la dumneata mai mult ca de obicei. Iar dumneata în seara asta ești mai frumoasă ca niciodată. Serios? Găsești că sunt frumoasă? Noi doi suntem foarte prieteni, nu-i așa, Mișa? Știi totul sau aproape totul despre mine, iar eu știu totul sau aproape totul despre dumneata. Mi-ar fi foarte, foarte greu dacă ar trebui să renunț vreodată la prietenia aceasta. M-am deprins cu gândul că existi puțin și pentru mine. Puțin?
Ce-ai face dacă ai ști că exist ceva mai mult? Ana Petrovna, vreau să spun, dacă ai afla că ocupi în viața mea un loc mult mai însemnat decât îți închipui. Te-ai gândit vreodată că de la prietenie la dragoste nu e decât un pas? M-am gândit, Ana Petrovna, și mi-am făgăduit că pasul acesta noi doi nu o să-l facem niciodată. Deci, te-ai gândit, dar nu mi-ai dat a înțelege. De ce? Era o ispită nespus de dulce, față de care mă simțeam mai tare luptând de unul singur. Și-ai învins-o? Nu, nu de tot. În clipa asta, de pildă. Dar să mergem mai bine să dansăm. Nu, dumneata nu știi să dansezi. Vino să stăm pe banca asta și să vorbim despre noi. Începe dumneata. Nu, începe dumneata. Oh, Doamne, suntem ca niște copii. Dumneata râzi când îți vine să plângi. Nu mai râde. Sunt singură, Mișa. Sunt îngrozitor de singură. Și am nevoie de tine, Ana Petrovna. Așa este. M-am obișnuit să te văd, să stăm de vorbă, să-ți împărtășesc gândurile mele, grijile mele. De aceea și organizez toate aceste petreceri, ca să poți veni mai des fără să se supere nimeni și fără să ațățăm gurile rele. Ana Petrovna, și eu am nevoie de dumneata. Ești atât de inteligentă, de bună, de înțelegătoare, încât în preajma dumitare parcă sunt alt om. Mă simt liniștit, împăcat și aproape fericit. Aproape? Da, fiindcă ne despart prea multe lucruri. Și apoi gândește-te că eu nu pot să-ți ofer nimic. Nimic. Oh. Iar dumneata trebuie să-ți refaci viața, să te căsătorești. Îți spun asta fiindcă mi-ești dragă și îți port de grijă. Am auzit că Porfir Semionovici vrea să-ți ceară mâna. Mi-a cerut-o. Da? Și am refuzat-o. De ce? Pentru că ar fi necinstit din partea mea să mă mărit cu un bărbat când plâng în inima mea pentru altul. Ai făcut asta pentru mine. Nu trebuia, nu merit. Taci, Mișa. Nu, Ana Petrovna, pentru numele lui Dumnezeu să ne oprim când mai e timp. Și eu te iubesc cu disperare, la nebunie. Sunt în stare să-mi dau viața pentru dumneata. Dar nu vreau să ne lăsăm târâți de acest vârtej care ne-ar duce cine știe unde. Sunt însurat și te respect prea mult ca să accept o situație umilitoare pentru dumneata. Înțelege că n-avem nicio ieșire. Te rog, te rog să uităm această discuție, să fim prieteni ca și până acum. Ai dreptate. Ai dreptate. Acum însă, te rog, lasă-mă singură. Bine că ai venit. Mi-era frică să nu întârzi iar. Frică? De ce să-ți fie frică, Sasha? De ce nu te-ai culcat? Știi bine că nu pot să dorm când nu ești aici. Te aștept. Te aștept fără să vreau. Copilul ce face? Doarme. Hai, vino să stăm puțin. Mi-a fost așa de urât fără tine. Hai, povestește cum a fost la Ana Petrovna. Au fost cam aceiași oameni și s-a vorbit cam despre aceleași lucruri. Plictiseală, ca de obicei. Atunci de ce te duci? De ce pierzi timpul? Știu și eu. Așa. Ce altceva ai vrea să fac?
Era și Sofia? Bineînțeles. A întrebat de tine, îți trimite complimente. Dar Ana Petrovna? Și ea a întrebat de tine și îți trimite complimente. Nu s-a mirat nimeni că n-am venit. Ba da, toți. Dar le-am spus că nu ai avut cu cine să lași copilul. Ce aer curat. Și ce bună e liniștea asta. A căzut o stea. Ți-ai pus ceva în gând? Nu? N-ai nicio dorință? Mai multe. Și mi-e greu să aleg. Dar tu? Eu n-am decât una singură. Să fim întotdeauna fericiți împreună. Dar oare suntem într-adevăr fericiți? De vreme ce ne iubim. Ne iubim. Ne iubim, însă în primul rând ești sigură că mă iubești? Ce întrebare, cum aș putea să nu te iubești? Știu, dar ești sigură că mă iubești pe mine? Nu iubești cumva un om care nu există? Eu te iubesc pe tine, Mișa. Dar atunci spune de ce? Pentru care însușire anume? De ce te iubesc? Zou, Mișa, ce ciudat ești astăzi. Eu te iubesc pentru că ești soțul meu. Deci, numai pentru că sunt soțul tău. Nu înțeleg. Nu înțelegi. Ei, Sașenca, ce s-ar întâmpla dacă ai înțelege și dacă m-ai vedea într-adevăr așa cum sunt? M-ai mai iubit oare? Ai mai fi tu fericită dacă în căpșorul tău nevinovat ți-ai dat seama că nu merit dragostea ta? Mișa, spui prostii. Dacă mă gândesc bine, tu nici n-ar trebui să fii o femeie. Ar trebui să fii o gâză. Cu căpșorul tău frumos și prostuț, ai fi fost regina gâzelor. Da? Atunci de ce m-ai luat dacă sunt chiar așa de proastă? De ce nu te-ai însurat cu una dintre cuconițele acelea savante și fandosite care se țin de capul tău, cu care îți pierzi timpul în discuții fără rost, în timp ce eu stau aici și te aștept singură cu copilul? Uite-te la ea că s-a supărat. Nemaipomenit. Tu știi să te și superi? Asta e ceva nou. Să te-a Dumnezeu să nu descoperi niciodată cât de mult știu să mă supăr. Sașenca. Noapte bună. Sașenca. Platonov. Ana Petrovna. Dumneata. Ce faci, frumoasă amazoană, singură în întuneric? Întuneric? Nu vezi ce lună e? Cine poate dormi pe o noapte ca asta? M-am îmbrăcat, am luat calul și am galopat până aici. Simțeam nevoia să te văd, fără 20 de perechi de ochi scoditori în jurul nostru. Și eu simțeam nevoia să stau de vorbă cu cineva care să mă înțeleagă. Hai să facem câțiva pași pe șosea. Din seara aceea n-am mai rămas singur nicio clipă. Nici nu-ți închipui cum mă exasperează toate aceste petreceri, la care abia schimbăm câteva vorbe indiferente. Platonov, simt că în ultima vreme mă ocolești. De ce? Ți-am spus de ce. Nu vreau să-ți fac rău. Dar dacă făcându-mi rău, îmi faci bine. Nu, te respect prea mult. Eu vreau să mă iubești. Am nevoie de tine. Când nu te văd, parcă nici nu trăiesc. Simt nevoia să te am în preajmă, să te aud. Ana Petrovna. Uite, până și glasul tău îl simt vibrând în toată ființa mea. Aș vrea să-mi pot pune capul pe pieptul tău, să mă odihnesc și să uit de tot acest zbuciu. Dar înțelege că eu nu mi-aparțin. Și nici nu sunt omul care se dă unei femei liniștea. Cu orice preț, orice s-ar întâmpla, hai să trăim această dragoste până la capăt. Pentru ultima oară îți vorbesc ca un om cinstit. Pleacă. Ți-o cer fiindcă te iubesc. Pleacă. Nu, e peste puterile mele. Știu, o femeie cu demnitate n-ar trebui să vorbească astfel. Dar ce înseamnă demnitatea? Orgoliul în fața iubirii. Și apoi suntem prieteni. De ce să-ți ascund adevărul?
Tu știi ce pustie este viața mea. Cât sunt de singură. Iar anii trec. Trec. Și eu nu am nimic. Nu te am decât pe tine. Pe care nu te am. Ana Petrovna, vine cineva pe drum. E Trelețchi. Nu trebuie să ne vadă. Să ne ascundem după stocul acela de fân. Dorindu-și moartea în veci să nu mai moară. În veci să nu mai moară. Așa. Să-și ca. Tu erai Colea. Ce cu tine? De ce faci atâta tărăboie? Ai să trezești tot satul. Da, cu tine ce-i tu? De ce nu dormi? Mișa, bineînțeles, nu e acasă. Umblă teleleu. Ba, deloc. E pe aici. Uite chitara pe bancă. Uite, minge, hal ești. Criță. Sunt criță. Sașa surioară, lasă-mă să dorm la voi, că nu mai găsesc drumul. Se învârte totul cu mine groaznic. Văd totul dublu. Uite, stau și mă uit la tine și văd două sașe. Noroc că nu sunt însurat, că aș avea impresia că sunt bigam. Bigam, bun lucru, bigamia. Te cerți cu una, te duci la cealaltă și invers. Of, of, Colea. Abia te ții pe picioare, într-o dată în casă. Era să uit. A trecut soția lui Bugrov pe aici și i-a întrebat de tine. E răul bărbată sau? N-ai mai să-l ia de burtos, că-i la pungă gros. Dar dacă eu fi într-adevăr rău? E, uite, și mie mi-e rău și uite că nu trimit după mine. Oh, ce rău mă dore capul, Sașenca. Mișa, pe nicio femeie n-ai să mai faci vreodată fericită ca pe mine. Și nicio femeie nu te va mai iubi cum te iubesc eu. Ana, Ana, cât de frumoasă ești în lumina lunii. Bucuria mea, minunea mea. Mă iubești, Mișa. Acum știu că mă iubești. Dragostea mea, îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru tot. Dar fericirea noastră e atât de șubredă și mi-e atât de frică să nu plângi într-o zi. De ce vezi totul în culori atât de sumbre? Pentru că o poveste ca a noastră nu se termină cu bine decât în romane. Iar la gândul minciunilor în care ne vom cufunda de acum înainte, ca într-o mlaștină. Mișa! Mișa, unde ești? Doamne, Sașa. Ai dreptate. Eu plec. Îndată ce poți, vino să mă vezi, am să te aștept. Să te conduc? Nu, calul e acolo, pripornit de un copac. Mișa, Mișa, cu cine stai de vorbă? Ana Petrovna, bună seara. Nici nu te-am recunoscut. Bună seara, Sașa. Ești în costum de călărie. Ce plăcut trebuie să fie să te plimbi pe o asemenea noapte. Dar intrați în casă să vă fac un ceai. Pun samovarul și... Nu, mulțumesc, nu intru. Am trecut numai. Mă duc acasă. Noapte bună. Noapte bună, Ana. Noapte bună. Mișa, Mișa, du-te, te rog, în casă, că nu știu ce să fac cu Colea, e rău. Se vede că a băut prea mult. Halal medic. În loc să-și îngrijească pacienții, se ține de chefuri. Colea. Colea, ce faci aici? Găsiți că este de-a dreptul imoral să stai și să zaci de prea multă băutură în timp ce un om are nevoie de ajutorul tău. Bugurov nu e om, e negustor, e cămătar. Și dacă moare? Dacă moare, fie țărâna ușoară. Iar dacă nu, înseamnă că mi-ai stricat somnul de pomană. Nu mă duc, mi-e somn. Bai să te duci pe țivul, ai să te duci, nu ți-e rușine? Pentru ce te-ai mai făcut medic? Pentru ce mai trăiești? Despre asta o să discutăm altă dată, când o să fiu dispus să-ți ascult predicele. Acum n-am, că vreau să dorm. În picioare. Drept? Și marș la datorie. Te rog. Te așteaptă un pacient.
Nu ai absolut niciun drept moral să te interpui între mine și bolnavii mei. Dar mi-e așa de lehamite să te aud vorbind decât poftim mă duc. Asta numai ca să scap de gura ta. Da, ar fi bine să încep n-ați aplicație însuși aceste nobile principii cu care mă împuiez urechile. Știi tu ce vreau să spun? Da, știi tu. Nu știu. Zău, crezi că eu nu văd cum te porți cu Sașa? Cât înghite din partea ta, asta până într-o zi. Așa că nu mai îmi da tu lecții de etică. Secătură. Ești singur, Mișa? Da, Sașa. L-ai convins totuși pe Colea să se ducă? Da, l-am convins. Atunci vin o să te culci. E târziu. Nu, Sașa. Ies să mă plimb puțin, mă doare cap, am nevoie de aer. Eu am muncit toată ziua, mi-e somn. Culcă-te și dormi, fetița mea dragă. Și nu fi supărată pe mine. Nu, Mișa, nu sunt. Eu te iubesc. Noapte bună. Nu mă mai iubi, Sașa, nu mă mai iubi, Sașa. Nu merit, n-ai înțeles încă. Cine-i? Eu, Katia. Katia. Ce cauți aici? Bună seara, Conașule. La dumneavoastră veneam. La mine? Pentru ce? M-a trimis Conița. Cine, Ana Petrovna? Nu, Sofia Igorovna. Mi-a dat o scrisoare pentru dumneavoastră. O scrisoare? Și de ce acum, noaptea? Nu știu, mi-a spus, dă-i o în mână, dar să nu te vadă nimeni. Bine, mulțumesc. Seara bună, Conașule. Noapte bună. Ce-o fi având Sofia să-mi scrie? Mi-ai cerut să nu plec și te-am ascultat. Acum eu sunt aceea care îți cer să plecăm împreună. Nu mai suport această situație echivocă. Vreau să începem o viață nouă. Vine imediat, te aștept în pavilionul de vânătoare. A ta, Sofia. Dumnezeule, asta mai lipsea. Simt că nebunesc. Dacă aș putea să plec, să uit. Sofia îmi propune o viață nouă. E poate unica soluție. Unica șansă de a mai salva ceva din Platonov cel de odinioară. Din Platonov cel tânăr, îndrăzneț și curat. Trebuie să vorbesc cu ea. Dar Sașa, nu pot să plec așa. Trebuie să las câteva rânduri. Mititica, mult are să mai plângă. Are să-i treacă, are să uite. Pentru ea poate că e mai bine. Sașenca, nu mă mai aștepta. Eu țin la tine, dar acasă nu mă mai întorc. Vreau să iau viața de la capăt. Iartă-mă, Dumnezeu să te aibă în paz. Unde să eu las? Aici pe prag, are să o găsească mie dimineață. Mișa, unde ești? Mi s-a părut că aud portița. Pe unde o fi umblând acum în toiul nopții? Ce-i asta? O scrisoare. Sașenca, nu mă mai aștepta. Ce? Eu acasă nu mă mai întorc. Mișa, ce ai făcut? Cui n-ai lăsat, Mișa? Mm-hmm.
Intră. Sofia. Platonov, eu te aștept de o săptămână cu bagajele făcute și tu stai încuiat aici la tine acasă. Poți să-mi spui și mie de ce? Nu știu. Nu știi? Ba da. Am vrut să reflectez dacă e bine sau nu ceea ce facem. Și la ce concluzie ai ajuns? Că nu e bine, că e chiar foarte rău. Fă-mi plăcerea, te rog, și lasă chitara. Bine, bine, o las. Dar de ce nu te-ai gândit la asta înainte, când îmi cereai să rămân? Îți mărturisesc că nu-mi dădusem seama exact. Dar a doua zi, după noaptea petrecută cu tine, când m-am întors aici și am găsit casa pustie, fără Sașa, fără copil, mi s-a părut groaznic. De atunci parcă sunt bolnav. Mișa, lasă-mă. Te urăsc. Mișa, ai băut, nu-ți dai seama ce spui. Tu nu-ți dai seama ce spun. Nu pot să înțelegi. Uneori mi se întâmplă să urăsc tot ceea ce mi-amintește de trecut, de zilele fericite când eram tânăr și curat, cu capul plin de vise. Totul e atât de simplu când ești tânăr. Sofia, Sofia, numele tău este înțelepciune. De ce nu vrei să înțelegi că nu este chiar atât de ușor? Nimic nu e ușor în viață, dragul meu. Dar trebuie să știi ce vrei. Trebuie să ai curajul să tai în carne vie. Uite, eu am avut acest curaj. I-am spus lui Serghei. I-ai spus? Nu te cred. Ce i-ai spus? Totul. Cum nu mai pot trăi cu el, că te iubesc pe tine și că plecăm împreună. Ești nebună. Și ce-a făcut? Mai întâi m-a privit încremenit, așa cum mă privești și tu în clipa asta. Pe urmă s-a îngălbenit, a început să tremure, să plângă, s-a târât în genunchi în fața mea. A fost de-a dreptul dezgustător. Nefericitul. Odată și odată trebuia să afle. Doar nu era să-i ascundă adevărul toată viața. Și ce ai să te faci în ziua când o să ne despărțim? Mișa, nu vorbi așa. Noi nu o să ne despărțim niciodată. Noi ne iubim. Dacă mă părăsesc, să știi că n-am să pot îndura, am să mor. Mă întreb care din noi doi va pleca primul. Poate tu? Poate eu? De ce mă chinuiești? De ce îmi spui toate astea acum? Sofia, Sofia, nu plânge. Ah, Doamne, de ce mai trăiesc? Fac numai rău în jurul meu. Parcă sunt blestemat. Nu ești tu vinovat, Mișa. Atunci cine? Cine? Viața care ne pune în asemenea situație. Nu-i adevărat. Noi suntem vinovați pentru că suntem slabi, păcătoși. Crezi că nu mă cunosc? Sunt un om fără voință, fără simțul răspunderii. Dar trebuie să te schimbi, Mișa. Nu sunt în stare. Nu există nenorocire mai mare decât să fii lipsit de stimă în proprii tăi ochi. Mișa, te pune greși pe nedrept. Eu te stimez și te cunosc de mult. Pe atunci scriam poezii. Eram alt. Eu te iubesc pe tine cel de astăzi. Hai, vino să începem o viață nouă. O viață nouă? Mai cu putință așa ceva? Este, sigur că este. Nu mai să vrei. O viață nouă. Totul de la capăt. Alte locuri. Altă muncă, altă dragoste. Eu însumi să fiu altul. Ai dreptate, trebuie să încerc. Trebuie să plec de aici. Să plec. Atunci ne-am înțeles? Da. Când plecăm? Când vrei tu. Mâine, mama ne așteaptă, i-am scris. Vom locui deocamdată la ea. Dragul meu, ai încredere în mine. Te voi ajuta să devii cel care te visai. Voi fi tovarășa de viață care-ți trebuie ție. Încearcă și n-are să-ți pare rău. Te aștept mâine la 10. Bine. Jur că ai să vii. Jur. De mâine un sânge nou va curge în vinele tale. I-ați rămas bun de la Platonov cel slab și nehotărât. Ai spus la 10 sau la 11? La 10. Te iubesc. Să nu întârzi. O viață, o viață nouă. Ar trebui să mai adun lucrurile. Mai am timp. Mai am timp.
ce erai? Bună ziua! De ce nu te uiți la mine? Pentru că mi-e rușine, Ana Petrovna. Pahare, sticle goale. Dar cum nu e pentru prima oară că te văd bând, presupun că nu de asta ți-e rușine, ci de faptul că de o săptămână întreagă nu mi-ai mai dat niciun semn de viață. Puteai măcar să-mi răspunzi la scrisori. Ce s-a întâmplat, Mișa? Nu mă întreba, nu pot să-ți spun. Mie nu-mi torni? Și mie îmi place să beau. Nu e nimic rău în asta dacă o faci cu măsură. Hai, spune. De ce n-ai venit? Ana Petrovna, te rog din tot sufletul, nu mă întreba nimic. Totuși am dreptul să știu. Îmi datorezi o explicație. Am fost bolnav. De ce minți? Fiindcă mi-este peste putință să-ți explic ce s-a petrecut. Tot ce-ți pot spune este că nu merit nici prietenia, nici încrederea dumitale. Bine, Mișa, nu insist. Cu toate că nu văd ce fapt atât de gravă ai fi putut să vârși în acest colț pierdut de țară. Ai făcut pe Don Juanul cu vreo fetișcană din sat? Sunt accidente cărora nu merită să le acorzi atâta importanță. Totuși, dacă asta este ceea ce te-a împiedicat, asta sau altceva, ai făcut bine că n-ai venit. Nu mai bea atâta, te rog. E disgustător. Și nici nu stă bine. Uite cum arăți. Ai ochii roșii, ești tras la față. Mai nu vreau să te văd în halul ăsta. Adevărul e că în noaptea aceea, când am văzut-o pe Sasha apărând în drum, am simțit că se cufundă pământul cu mine. Pe urmă am ajuns acasă și am început să te aștept și să mă gândesc. Și cu cât mă gândeam mai mult, cu atât mi se părea mai vinovată povestea noastră. Apoi a doua zi am aflat că Sasha a plecat de acasă cu copilul. Dar eu nu sunt vinovată de plecarea ei, nu-i așa? Sasha nu știe nimic de mine. Și totuși am remușcări. De ce a plecat Sasha? Mișa, tu mi-ai spus ceva. Ți-am spus că nu merit încrederea dumitale. Nu spune asta. Ar fi prea trist să-mi dau seama că m-am înșelat. Dar dacă nu vrei să-mi spui ce s-a întâmplat, nu-mi spune. Însă Sasha are să se întoarcă. Trebuie să se întoarcă. Nu se poate să vă despărțiți. Aveți un copil. O să vă împăcați și totul are să fie iarăși ca în trecut. Iar noi doi vom uita că a existat într-o noapte cu lună o oră unică în viața mea, în care vom fi fost ceva mai mult decât doi buni prieteni. Eu plec mâine de aici, Ana Petrovna. Cum? Unde pleci? Plec pentru totdeauna. Azi ne vedem pentru ultima oară. Uită-l pe nebunul, pe nefericitul Platonov. Te-ai hotărât? Fără să-mi spui o vorbă. Nu-i nimic, pleacă. E mai bine așa. N-am să te uit niciodată. Zâna mea bună. Cât ești de inconștient și de crud, Mișa. Lasă mâna și hai să mergem. Fie că bei, fie că nu bei, tot mori până la urmă. Așa că mai bine bei, nu? Oh, Doamne! Oare de ce mai trăiesc pe lumea asta? Cine are nevoie de mine? Ce fac eu cu viața mea? Ar trebui să mor. Toți cei ca mine ar trebui să dispară. Ce rost am?
E groasnic să fii o femeie inteligentă și liberă și să n-ai nimic de făcut. Cu alte cuvinte, să fii inutilă. Dar orice aș încerca să mai fac de acum înainte, trebuie să-mi iau adio de la gândul fericirii. Eu n-am știut ce înseamnă fericirea. Și de bună seamă, nici nu există. Mai spus ceva? Nu. Nu. Nimic. Suntem la fel de nefericiți amândoi. Dacă cel puțin aș fi avut copii, aș fi vrut atât de mult să am unul al meu. Rămâi aici, Mișa. Nu pleca. Dacă ai să pleci, ce are să se întâmple cu mine? De ce taci, Mișa? Spune ceva. Ai să rămâi, nu? Tu nu poți să pleci, pentru că tu ții la mine. Cine nu ține la dumneata, Ana Petrovna? De ce n-ai venit în noaptea aceea? Pentru numele lui Dumnezeu, nu mă mai chinui. Dacă mă mai întrebi o singură dată, spun totul și după aceea mă omor. De altfel, când ai să afli, n-ai să mai vrei să mă vezi niciodată. Atunci eu mă duc, Mișa. Îți doresc numai bine. Nu, nu. Mai stai o clipă. Tu nu știi. N-ai să știi niciodată cât te-am iubit. Adio, Mișa. Adio. Oh, Doamne. Cum au să se termine toate astea? Sunt obosit. Dacă aș putea să dorm puțin și să uit. Să uit. Nu, nu m-am întors. Am trecut doar să-mi iau niște lucruri. Te credeam plecat. Copilul ce face? E bolnav. Are fierbințeală mare. Frate, tu ce spune? Că doare medic. Nu știe nici el singur. Mi-e așa de frică, Mișa. Nu fi îngrijorată, Sasha. Ție și băiețelului nostru nu vi se poate întâmpla nimic rău. Voi sunteți nevinovați ca îngerii. Îngrijește-l. Fă-l sănătos și hai să vezi că totul are să fie bine. Da, da, hai să vezi. Vom fi din nou fericiți împreună. Hai, Sașenca, liniștește-te. Știi bine că te iubesc. Că în fond numai pe tine te iubesc cu adevărat. Tu ești nevasta mea, familia mea. Vrei să spui că aventura ta s-a terminat? Aventură? Ce urât vorbești. Oricum, Sofia nu poate fi o rivală pentru tine. Ce ai spus? Sofia! Prin urmare, ești încurcat și cu Sofia, nu numai cu Ana Petrovna. Am crezut că știi. Și cu o văduvă era urât, dar cu o femeie căsătorită și încă de curând, cu nevasta prietenului tău. Ce să fac, Sasha? Ce să fac? Dar tu ce ești? Om în toată firea sau o păpușă de cârpă umplută cu tărâțe? Mișa, Mișa, rău ai mai ajuns. De dimineață până seara nu faci decât să minți. Pe toți îi minți în jurul tău. Te uiți în ochii omului și minți. Zâmbești și minți. Cum de nu-ți este silă de tine, Mișa? La ce ți-or fi folosit oare cărțile dacă Sași nici măcar acest lucru așa de simplu n-au știut să te învețe? Să spui adevărul. Ce bun toată deșteptăciunea ta dacă nu te-a ajutat să fii om. Prea aspru mă judeci. Nu, de judecat o să te judece Dumnezeu. Eu
Îți spun doar ceea ce gândesc, ce simt. Îmi pare tare rău că te-am iubit. Sașa. Blestemat fie ceasul în care te-am luat de bărbat. Nu vorbi așa, eu n-am vrut. N-ai vrut. La ce mai ajută acum regretele tale? E prea târziu. Ai distrus familia noastră. Sașa, dacă ai putea să ai răbdare. Răbdare? Câtă răbdare? Până când răbdare? Până când am să mă întorc. Și îmi spui asta așa, în față, fără pic de rușine. Dar ce sunt eu? Nevasta ta sau o cămașă de schimb? Îți închipui că dacă te iubesc, am să rabd să mă calci în picioare? Așa. Este o limită a umilinței peste care nimeni n-are voie să treacă. Sașa, da. Nu. S-a isprăvit. Acum, chiar dacă te întoarci în clipa asta la mine, chiar dacă mi-ai jura, tot e zadarnic. Fiindcă mi-am pierdut încrederea în tine, Mișa. Și fără încredere nu se poate merge alături în viață. Decât să fim doi străini sub același acoperiș. Mai bine despărțiți. Rămâi cu bine, Mișa. Nu, nu pleca, Sașa. Pe mine n-ai să nu mă pleca. Mai vezi. Să te ierte Dumnezeu. Așa cum te-am iertat și eu. Doamne. Doamne, am pierdut totul. Sașa. Sașa, încă. Sașa. 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 Nu înțeleg ce s-a putut întâmpla. Ai întrebat, l-ai căutat în toate părțile, Katia. Sigur că da, Coniță, dar degeaba. Parcă ar fi intrat în pământ. Pe la doctorul Treleschi ai fost? Am fost, cum să nu. Zice că nu l-a văzut de 10 zile, dar că nici nu vrea să mai știe de el. Să nu fi pățit ceva, păcatele mele. Taci, Katia. Mai bine întoarce-te în sat și fă tot ce poți ca să dai de el. Spune că îl aștept să vină îndată. Aici? Aici, Katia. Bine, Coniță, cum vreți dumneavoastră. De ce n-a venit? De ce nu vine? Ieri îmi jurase. Îmi jurase. Aici erai? Da, Serghei. Ai ceva să-mi spui? Ești totuși hotărâtă să pleci? Da. Când? Azi. Cu el? Da. Da. Ar trebui să te mai gândești, Sofie. Într-o zi are să-ți pare rău că ai dat cu piciorul în căsnicia noastră. Altceva mai e să-mi spui? Da. Da, seară am fost brutal, grosolan. Te-am jignit. Te rog să mă ierți. Te iert. Așteaptă, nu ți-am spus tot. Ce-ai mai putea să-mi spui? Sofie, rămâi cu mine. Să uităm ce-a fost. Eu am și uitat, Sofie. O să te iubesc ca și înainte. Rămâi, te rog. Dragul meu, ce rost are. Nu pleca, nu pleca. Nu înțelegi, nu înțelegi că nu pot trăi fără tine. La gândul că n-ai să mai fii aici, parcă se întunecă totul. Tu nu știi cât de mult te iubesc, Sofie. Te implor, rămâi. El n-are să te facă fericită. El n-are să te iubească niciodată cum te iubesc eu. El se iubește doar pe sine. Hai, întoarce-te la soțul tău. Să fim iarăși fericiți împreună. În fața lui Dumnezeu sunt soția lui și toate insistențele tale sunt zadarnice. În fața lui Dumnezeu soția lui este Sașa. Tu nu poți fi decât cel mult ibovnic al lui. Că aceasta ai ajuns. Una dintre ibovnicile acestui Don Juan de provincie. Acestui muieratic fără scrupule. Ești gelos pe el pentru că ți este superior. După ce îmi faci ceea ce îmi faci, mă mai și umilești? Abuzez de bunătatea mea, Sofia Igorovna. De aceea și vreau să plec. Ca să nu mai uzez sau să abuzez de nimic ce al dumitale Serghei Pavlovici. N-ai să pleci. Nu te las. Dă-mi drumul. Nu te pot suferi. Ai aflat și tu. Lasă în fine cășit. O să ne obișnuim. O să trăim și fără ea. Mie are să-mi vină mai greu. Nu e chiar așa de simplu la vârsta mea să încep să muncești. Deși într-un sens e mai bine. Atunci ești tânăr, ești capabil. Ai tot viitorul în față. Dumneata, de cine vorbești, mamă? Cum de cine?
de moșia noastră. Azi dimineața a avut loc licitația. Nu te înțeleg, Serghei. Eu am crezut că vorbești de Sofia, mamă. De Sofia? Nu, vorbeam de moșie. S-a isprăvit. Am pierdut-o. Va trebui să plecăm de aici. A, da. Drept să spun, mi-e indiferent. Ți-e indiferent? Atunci de ce ești amărât? Sofia și cu mine ne despărțim. Ce-s copilăriile astea? Abia v-ați căsătorit. Am văzut că sunteți certați, dar n-am vrut să mă amestec. Să-ți dau un sfat, Serghei. Oricât de aprige, de înverșunate vor fi discuțiile, să nu rostiți niciodată cuvântul despărțire. Nu e bine. Dar ea mă lasă, mamă. Ea vrea să plece. Cum așa? Nu mă mai iubește. O ți-am spus până acum, fiindcă am tot sperat. Dar nu mai e nimic de făcut. Mă urăște. Mă înșeală. Te înșeală? Cu cine ar putea să te înșele aici, pe meleagurile astea? Cu Platonov. Cu Platonov? Imposibil. Chiar ea mi-a mărturisit. De altfel urmează să plece împreună. Deci asta era. Acum înțeleg. Da, da. Acum înțeleg. Mă duc la mine. Ar trebui să începem să ne strângem lucrurile, mama. Ar trebui, Serghei. Ar trebui. Platonov, ce cauți aici? Dar ce-i cu dumneata? Nu știu. Am umblat peste câmp. Sunt înghețat. De azi dimineață umblu într-una. Pe ploaia asta? Uite ce hal ești. Mă doare groaznic capul. Mă ia cu frig. Abia mă mai țin pe picioare. Stai jos. Îți mulțumesc. N-ar fi trebuit să vin. Dar am fost sigur că n-ai să mă alungi. Mișa, e adevărat ce am auzit? Da. Te-ai jucat și ai stricat Sofiei viața. Și pe-a ta ți-ai stricat-o. Și pe-a Sașei. Și pe-a mea. De ce? Nu mă întreba. Tot ce știu e că niciodată n-am dorit nimănui nici a mea parte din ceea ce sufăr eu acum. Mișa, Mișa. Păcat de tine, Mișa. Dar mai ales păcat de mine. Fiindcă dacă aș fi știut la timp, dacă te arătai așa cum ești, nu te iubeam. Și poate că viața mea ar fi luat o altă întorsătură. Așa s-a dus totul pe apa sâmbetii. Dar n-am vrut toate astea, Ana Petrovna. Crede-mă. N-am vrut. Nu mi-am dat seama. Parcă e un blestem pe capul meu. Ce caută aici nemernicul ăsta? Mama, de ce l-ai primit? Dar cum își permite să ne mai calce pragul? Nu-i ajunge către unde a făcut? Eu am venit la voi ca la prieteni. Am crezut că o să mă înțelegeți. Poftim, să-l înțelegem, poftim. Nu mai pot. Simt că-mi bleznește capul. Iertați-mă. Iertați-mă. Am distrus viața. Și pe-a mea am distrus-o. Dacă aș ști ce rușine mie și ce silă de mine, mai bine aș muri. Mișa, Mișa, unde ai fost? De ce ai venit de acum? Lasă-l, Sofie, nu vezi bolnav. Mișa, dragul meu, ce-i cu tine? Nu plecăm, eu sunt gata. Sofia, iartă-mă, dar... Ce vrei să spui? S-a terminat. Nu mai plecăm. Nu mai plec nicăieri. Niciodată. Dar de ce? De ce? Cândva am să-ți explic. De ce să-mi explici? Nu vreau să-mi explici. Nu înțelegi că nu mai putem da îndărât? Sofia, fie-ți milă, nu mă mai chinui. Sunt destul de chinuit și așa. Lasă-l, Sofie. Știu eu de ce vrei să-l las. Acum înțeleg de unde se trag toate. Îl vrei pentru dumneata? Sofia! Îți interzic să vorbești așa cu mama. Tu n-ai ce să-mi interzici, nu mai e soțul meu. Mișa, pentru Dumnezeu, trezește-te, vino cu mine. Hai să plecăm, ce mai aștepți? Nu mai aștept nimic. Sunt obosit.
Vreau pace. Dă-mi pace. Ești un om fără voință, fără cuvânt. Știu, mi-au mai spus-o și alții. Toți mi-o spuneți. Mi-o spun și eu. Asta e nenorocirea mea. Mișa, nu se poate. Gândește-te ce o să mă fac. N-am să pot îndura rușinea asta. Te rog fierbinte. Hai să plecăm. Nebunesc. Mișa, te rog. Nu, asta e prea mult. Nu îngenunchi. Ridică-te, Sofia. Nu poți să te umilești în harul ăsta. Sergei, ce stai? Ești soțul ei, fă ceva, ajut-o. Gata, Sofie, destul, hai du-te în camera ta. Hai, Sofie, liniștește-te, draga mea, are să-ți treacă. Niciodată, auzi, niciodată. Lăsați-mă cu toți în pace, nu am nevoie de ajutorul vostru. Vă urăsc. Mi-a lăsat singură, Sergei. Du-te după ea. Respectele mele, Ana Petrovna. Bună ziua, doctore. Vei poftim. La asta chiar că nu mă așteptam. Platonov aici. Ai noroc că ne aflăm în casă străină. Altfel te învățam eu minte. Cum de cute să te mai arăți în ochii oamenilor pe tot ce ai făcut? De ce taci? Nu cumva ești beat, mort? E bolnav. Poate crapă, că degeaba faci umbră pământului. Sunt bolnav. Îndrăznesc să vorbești de boala ta când i s-a întâmplat ce i s-a întâmplat să așezi. Hai să o ai pe conștiință, criminalule. De ce-i cu ea? Ce s-a întâmplat? Citește, canalie, citește! E păcat să fie pomeniți sinucigașii, dar pe mine să mă pomeniți. N-am mai putut să îndur și de aceea mi-am pus capăt zilelor. Nu se poate. Citește mai departe. Doamne Dumnezeule, citește când îți spun. Mișa, iubește-l pe băiețașul nostru așa cum l-am iubit eu. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Rugați-vă pentru sufletul meu și iertați-mă pe mine, păcătoasă. Unde-i? Vreau să o văd. Trebuia să fie vrut asta înainte. Înainte când? Înainte să se otrăvească. Sașa, de ce ai făcut asta? De ce m-ai pedepsit atât de crunt? Sunt un nemernic, un mizerabil. Nu trebuia, Sașa. Nu trebuia. Ce am să mă fac fără tine? Ce ușor e să stai să te văicărești ca o babă după ce ai chinuit-o atât. Ai meritat să fii bătut cu biciul. Halal soț, halal tată. Puș la male ca tine n-ar trebui să aibă nevastă, copii. A avea o familie te obligă să fii de două ori om. Ai, tragedianule, potolește-te. N-a murit. Din fericire am trecut eu pe acasă în zor și am salvat-o. În extremis. Dar dacă nu treceam sau dacă întârziam, murea cu adevărat, om. Nici nu vreau să mai mă gândesc. Cred că te-aș fi împușcat ca pe un câine. Va să zic că n-am murit? Ai fi vrut să moară? N-am murit. Trăiește. Sașenca mea. Sașenca, dragul meu, tu i-ai redat viața. Tu cu medicina ta. Mai încet, că eu încă nu te-am iertat. Nu-i nimic, hai să mă ierți. Și Sașa are să mă ierte. Am să fiu cel mai bun soț, cel mai bun cumnat din lume, hai să vezi. Da, hai să vezi. Sofie, mama! Sofia, la trigorverul! Lasă-mă să trec! Sofia, ai nebunit! Ce vrei să faci? Să-l pedepsesc! Nașca, el nu merită să trăiască! No! De ce? Ce ai făcut, nenorocito? Platonov! Doctore, repede! Degeaba. Nu ne mai aude. Platonov.
Mișa, Mișa. Ce e de făcut, doctore? Ce ne rămâne de făcut? Să-l îngropăm pe cel mort și să-i ajutăm pe cei vii să trăiască.